Prefectura Gorj a stabilit că numirea celor doi consilieri municipali a fost una ilegală. Adresa a fost trimisă primăriei Târgu Jiu pentru a fi pusă în aplicare, doar că municipalitatea a declarat că va ataca în instanță ordinul dat. Consilierii locali au votat împotriva revocării din funcția celor doi colegi, sfidând ordinul dat. Cele două instituții vor ajunge în instanță, prefectura Gorj urmând să atace în contencios administrativ cele două hotărâri.